Ne vom uita de astăzi cu o curiozitate exclusiv duhovnicească, pozitivă, constructivă, într-o altă piesă din literatura epistolară pe care o datorăm Apostolului Pavel. A doua sa scrisoare către biserica din Corint, cum este reținută în canonul biblic, și ne vom convinge, dacă mai era nevoie, că lui Dumnezeu îi place să arate har. Când ne uităm în jur și vedem atâtea probleme de multe feluri, inclusiv în biserici creștine, nu putem să nu ne întrebăm, așa o fi fost mereu? Oare și în biserica primară exista așa ceva? Ca să găsim un răspuns, n-avem decât să privim la biserica din Corint. De la începuturile sale, tânăra biserică creștină, inclusiv cea din Corint, s-a tot străduit să învețe cum să trăiască frumos și curat și sfânt în mijlocul unei societăți corupte. Apostolul Pavel avea o afecțiune specială pentru biserica din Corint, pentru că el o înființase. Trecuseră prin multe împreună în efortul de a identifica și de a eradica păcatele din viața lor și pentru a se maturiza în Domnul și în trăirea creștină. Citiți pentru asta și pasajul din 2 Corinteni, cuprins între capitolele 10, versetul 1 și 13, versetul 10. Tânăra comunitate reacționase bine și răspunsese cum se cuvine, inclusiv primei scrisori adresate lor de apostol și corectaseră multe dintre greșelile lor. Scopul principal al apostolului Pavel atunci când scria a doua epistolă către Corinteni era să retușeze și să repună lucrurile în ordine, inclusiv să-l reabiliteze pe cel ce cauzase problemele. Iar scopul mai amplu al lui Dumnezeu era să detalieze și să clarifice Evanghelia și doctrina și să încurajeze fiecare credincios din acea tânără biserică, dar și pe cei de astăzi, să crească în trăirea unei vieți creștine autentice. Prin această scrisoare 2 Corinteni, mai mult decât prin alte scrieri similare, Domnul ne invită să-L cunoaștem mai bine, pe El, dar și pe Apostolul Pavel. Ca să-i pregătească pe creștinii corinteni pentru vremurile de încercare a credinței, Pavel le îndreaptă privirile și învață despre însuși Dumnezeu. Nu uitați bunătatea și harul și binecuvântările Domnului, ne spune tuturor apostolul. Părinte al îndurărilor fiind, Dumnezeu ne-a asigurat un mântuitor. Nu puteam fi izbăviți, eliberați, salvați pe nicio altă cale. Tot ce avem și suntem astăzi este darul și harul lui Dumnezeu. Așa că dacă ai nevoie de orice fel de ajutor, du-te la El. Nu merităm atenția și bunătatea Lui, dar El ne face în continuare parte gratuit de harul Său bogat. Tatăl nostru ceresc este de asemenea Dumnezeul oricărei mângâieri, cum scrie în versetul 3 din capitolul 1, unde mângâiere înseamnă în original a veni alături de. Același cuvânt se aplică și Duhului Sfânt, paraclete, avocatul, apărătorul, cel chemat, desemnat să vină și să fie de partea noastră. Când Domnul Iisus a promis că va veni Duhul Sfânt, El a spus explicit că va trimite un alt mângâietor, un susținător. Duhul lui Dumnezeu este menit să te ajute, să te întărească, să-ți aline durerea și singurătatea, să șteargă îngrijorările, să alunge orice frică. El este apărătorul nostru la vreme de încercare, necaz, probleme, iar când vom fi convinși că realmente Dumnezeu este cu noi în toate provocările și testele vieții, vom putea ști că trăim prin credință, nu prin simțuri. Și deci, frica nu va mai avea putere asupra noastră. Așa să ne ajute Dumnezeu. Și vă așteptăm și data viitoare.